Salutare tuturor, sunt eu, T-Rex, cu un nou episod din Jurassic World The Game, unde astăzi vom, nu numai că vom face câteva noi evenimente, dar și, de fapt nu, vom face doar câteva evenimente și vom deschide niște pack-uri. Dar da, a trecut ceva vreme de când am mai postat un episod de Jurassic World The Game și mi s-a făcut și dor să mai joc, fiindcă toată perioada asta când nu am postat niciun episod nou, nici nu am mai jucat și mi s-a făcut dor de Jurassic World The Game, vă vine să credeți. Wow, T-Rex n-a jucat Jurassic World The Game, ce-o fi în neregulă cu el. Dar hai să vedem ce noutăți avem astăzi. Latest news. Oh, ce asta? Double down. Get double the rewards with this Cenozoic bundle. Ok, și asta ce-ar vrea să însemne? Buy now. Go to arena. Aia SM pack, frumos. Deci pentru minunatul preț de 399 de roni, O să poți să cumperi două pack-uri dintre astea. O să primești două pack-uri dintre astea. Bundle pack. Care conțin evident creaturi glaciare și automat ce ai cumpărat acest pack, nu ți se deblochează creatura glaciară respectivă pe care ai câștigat-o. Deci e o totală risipă, frate. Ăștia de la Ludia o să o sfârșească ca cei de la Le Game cu Tiny Dino World. Dar vă zic eu că așa o să sfârșească ăștia cu ofertele astea exagerate și proaste și bune de nimic. Altceva pe aici? Rare Plus pack-ul și Super Rare Plus pack-ul. Avem și un Cenozoic pack și Legendary Plus pack. Wait, what? Frate, astea, uite, vedeți, n-au timer aici în colț deasupra, în dreptul lui Iul ăla, acolo, în partea stângă, în colț. Uite, ăsta are aici perioada două zi, vedeți? Dar astea n-au, astea sunt cumva pack-uri definitive. Ăsta Cenozoic pack, ăsta e definitiv, da, ca celelalte pack-uri de aici, vedeți? Oh, ia fiți atenți la asta. Nu avem și un Common Plus pack, dar avem, deci, pack-ul rar, super rar și legendar s-a transformat acum în Rare Plus pack. În pack-uri de-astea cu plus, adică câștigi mai multe chestii în ele, ok. Oarecum le-au upgradat, interesant, ia să-mi aici ceva nou diferit, schimbat, nu? Nea, nimic, Pterodostro, mișto. Ce naiba e asta? Mr. DNA Statue? Bă, ești nebun! Oh my god, l-au adus pe Mr. DNA. Oh my god, dacă nu știți pe Mr. DNA, înseamnă că nu v-ați uitat la Jurassic Park. Și o să vă bat foarte tare pentru chestia asta. Oh my god, l-au adus pe Mr. DNA, asta mi se pare tare. Deci în pack-ul ăsta, evident că o să câștigăm creaturi glaciare. Ia să vedem asta, ce putem să câștigăm? Ok, multe creaturi legendare. De fapt, cam toate, aproape toate creaturi legendare. Ceva creaturi super rare, deci... Frate, astea trei plus pack-uri sunt la fel, sunt identice. Astea, în ăsta legendar ce să câștigi? Opa, stai, nu e, stai așa că nu e așa. În ăsta legendar câștigi și Dronopterus și Uteranus, câștigi și dinozaur de turneu aparent. Ok. Și văd că prețurile nu s-au schimbat, gen, bine. S-au schimbat prețurile parcă? Nu, parcă sunt aceleași prețuri ca și la pack-urile obișnuite, rare, super rare și legendare. Nu-mi dau seama, nu știu, nu sunt testat de chestia asta. Noi ne deschidem mystery pack-ul, fiindcă suntem săraci oameni buni. Ia uite, 30 de Dino Bucks și 120 de Eu când văd chestia asta într-un mystery pack, e, cum să zic eu, e aur, e, cum să zic eu, încântare pentru ochi. Azi, alte noutăți mai avem? Uite asta, improved car packs. Rare, super rare and legendary packs have been permanently upgraded with even better content. Deci, astea trei pack-uri, oameni. Deci, ce caută common pack-ul acolo? What? Ce caută common pack-ul acolo, Luria? Ce naiba asta? Deci, fiți atenți. Astea trei pack-uri, de le vedeți voi, rar, super rar și legendar, au fost definitiv, deci permanent, upgradate cu chestii mai bune în ele. Le-au făcut gen să se merite, frate, dacă îl cumperi, măcar să se merite. Asta ne interesează, asta ne interesează. Oh, Tiny Terrors, frumos. Size isn't everything. Și un boosted battle event, frate, că n-am mai avut parte de un boosted battle event, foarte tare. Deci avem ceva chestii de făcut, nu o să mai vedem draft battles, asta e o chestie, avem niște dinosauri scos de la hatch. Asta e cea mai tristă veste, oameni buni, draft battles n-o să mai vedem. Probabil că o să adaugi ceva vreo șmecherele ca să mai putem să mai farmăm, gen, după ce ai pierdut draftul, după ce ai pierdut draftul, gen, nu o să mai poți să mai participi a doua oară, gen, o să dispară sau ceva de genul. Fiindcă, frate, intrai în draftul ăla, farmai de vreo câteva ori până la ultima luptă și deschideai pack-uri, deschideai multe pack-uri și făceai mult mai multe resurse decât pierdeai. Și genul de a s-a prins de chestia, a fost ceva de genul, oh, wait,
Fiți atenți, fraților, ăștia farmează și obțin mai multe resurse decât ar trebui și ne mai cumpără nouă chestiile. Ia hai să scoatem noi draft battles în funcțiune. Cam așa funcționează. Dar hai să trecem peste toată nebunia asta. O să-mi fie doar de acele draft battles și de zona asta aici unde luptam noi frumos. Unde naiba o fi plaja, habar n-am unde. Ok, hai să vedem ce trade-uri avem. Ce e asta? Hopa! Am crezut că-mi dă un mozazaur, frate. Eram ceva de gen, o să-mi dea mozazaur pentru Dinobax. Dar nu, un Spactinus, n-ai să vezi, asta o să fac, adăm cu acea Dinobax, bag aici la buzunarul T-Rex. O să fac și asta, de ce nu? Ia să vedem. 1100, o să fac și asta, de ce nu? O să fac și asta, ok. Hai că sunt trade-uri bune astăzi, îmi plac. Asta nu. Hai să vedem eventurile, oameni buni. Ceva nou pe aici, nu? Prime Sucius, drăguț. Ia să vedem, deci avem așa, câștigăm 4 pack-uri, 4 Ashen pack, frumos, care conțin următorul, conțin legendari, rari, și comuni și super rari, ok, deci 2 dintre ăștia, 3 dintre ăștia și restul, și încă 3 dintre ăștia comuni. Facem pariu că o să împice 3 comuni, în 4 pack-uri o să împice 3 comuni, în 4 pack-uri o să împice 3 comuni, cu naiba vine asta, dar hai să începem aici. Booster, avem nevoie de un singur booster. Wow, și oponenții nu sunt tough deloc. Fac pariu că pot să-i badă cât cu metri acantosaurul. Un punct de atac. Ia să vedem ce aș mai putea să folosesc. Aș putea să folosesc două dintre astea, de ce nu? Ok, hai să-i dăm drum. Metri acantosaur versus toți ăștia. Versus toți fraierii ăștia. Hai să o facem. A, la naiba, nu pot să folosesc atacul fierar. În fine, tipul ăsta e mort. Papa, îi spunem paraja saurului. Poate să elimine un Velociraptor, mi se pare că da. Aparem, poate. Velociraptor la nivel 40 are 800 HP în cap. Deci ăsta și-a semnat contractul cu moarte. Ouchi, a durut asta. O ne folosim de booster-ul ăsta. Și o să punem două blocks. Haide, lasă-mă să pun blocurile alea odată. Frate, animațiile astea durează prea mult. Boom! Perfect! Credeam că are 4 atacuri, frate. Eram ceva de gen, sunt terminat. Nu pot să le elimin de o lovitură. Hoppa! Ce coace individul ăsta? Îl bat oare? Aș merge puțin YOLO. Dând două, le elimin. Ia atât de deștept el oare, o să pun 3 blocks. A pus 2 blocks, uite, nu-l băteam. Ai văzut? Nu-l băteam. În schimb, el mă bătea pe mine. Haide, dude, ce faci acolo? M-a atacat cu una, e mor, gata, așa semna contractul cu moartea. E momentul să mor, fraiere. Ala e, bravo, Metracantosaur, boom. A fost ușoară chestia asta. Uite ce față are, dude, zici că e Godzilla, dacă te uiți așa din față, din perspectivă așa, gen față în față cu el, are o față atât de amuzantă. Folosesc cuvântul față de prea multe ori și sună ciudat. ADN, neam-neams. Din nou, asta nu e grea deloc, frate, poți să-i bat ușor pe fraierii ăștia. Dar nu știu ce aș putea să folosesc ca să-i doboare, tot un dinozaur vreau să folosesc, unul singur. Rexy ar fi o alegere destul de bună. Ce zice să dăm lui Rexy un boost? Nu, stai, nu. Gândește-o, T-Rex, nu mai fi prostovan, gândește-o pe asta. Ce aș putea să folosesc? Hai să luăm una dintre asta, hai să luăm boost-ul ăsta, fiindcă o să avem nevoie de el. Și asta? De ce nu? Hai să o facem. Rexy versus toți! Haide, Rexy, să te vedem în acțiune. Hai să luăm 3 puncte de acțiune din prima. 4 în total. 4 reserves am făcut rost. Fraierul n-are decât 2, nu poate să ne facă nimic. Ok, booster-ul în acțiune. Galvanize. 1, 2, 3, 4 și 2. Și în curând o să-i dăm un boost de 100% lui Rexy. Pregătiți-vă să aibă 2603 HP. Nu e foarte mult, dar dacă vă gândiți așa, e destul de utilă. Are boost-ul ăla încoa. Ok, am băgat și boost. Du-te! Ajută-o pe Rexy să câștigi. 3200, ok, stai că se amplifică tot. Ok, sunt prostovan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ok, nu mai știu nici să mai număr.
Rexy și Blue fac din nou echipă. Ia momentul ca tu să mor, fraiere. M-a atacat cu două, înseamnă că are două blocks. Să sperăm că are două blocks, dacă nu, aia, n-are două blocks. N-are două blocks. Ce poate fac? O, a avut decât unul. Niam! Haide, Rexy, fă-i praf pe toți, arată-le cine e șeful aici. Mea, să mă îngrijorez oare pentru Zejan Copterus? Ne. Ce poate să-mi facă? A rămas în 1300, uite ce frumos. Una, două mort, una, două, una, două. Ala e, oameni buni, am câștigat. Și acum cea mai mare amenințare din lume, șunosaurul ăsta de distrugă. Feriți-vă de puterea lui infernală. Ce poate să-mi facă mie fraierul ăsta? Adică, pe de altă parte arată bine, zici că are plăcuțe de... Da, decorez frumos cimentul, asfaltul cu ele. Știi? Potecile aia când mergi în parc și vezi așa frumos pietre aia puse, da? Altceva tipul ăsta n-are ce să le facă decât să ne încânte cu privirea. Mort! Niam! Ia să vedem ultimii oponenți acum. Parcă văd un Trodan de nivel 40, un Indomnus de nivel 39 și... probabil un Amfibian de nivel 30+. Ia să vedem, ia așa, mă înșel eu oare? Ok, mai mult ADN, cu cât mai mult cu atât mai bine. Dar mă gândesc să las ultima luptă la sfârșit, vreau să fac Tiny Terror Event-ul ăsta. Oh, Colasaur! Avem hibrid aici, hopa! S-a terminat cu joaca. Ia să vedem, Presto le face față ăstora, o să dea Dinoswap, o să avem nevoie de ceva ca să doboare pe Colasaur. Merg cu... Nu, ia să vedem, dacă punem noi Rajasaur în față. Ce părere avem să punem Rajasaur și să-l punem pe Golden Tool la sfârșit. Bun, hai să o facem, oameni buni. Hai să o facem. Să-i dau una peste ceafă individului? Nu poate să mergem în două atacuri, așa că hai să-i dăm una peste ceafă. Oricum o să dea Dinoswap. 404, ce își aduce aminte, eroare 404. Dep, Dinoswap, nu poate să facă absolut nimic fraierul. Și totuși m-a atacat. Nu poate să facă mare brânză și totuși m-a atacat. Oricum o să moară rău de, o să moară rău de tot. O să piardă rău de tot boții ăștia. Bă, dar chiar. Bă, dar chiar noi ne-am folosit de bug. Nu ne-am folosit de bug ăla infect. Știi când ataci cu 7-8 atacuri și dobori 2 dinozauri de lovitură? Ia bag acum. Mega Rage. Haide să o facem. Rage o să doboare 2 oponenți de lovitură. Skip la animație ca să funcționeze, fiindcă dacă nu dai skip nu funcționează. Și am eliminat 2 oponenți de lovitură. Bravo, Mega Rage. Haha. Și acum tipul ăsta o să mă elimine foarte. Rip. Ae, Mega Rage nu funcționează decât o singură dată. E momentul ca și tu să mor, tovarășe. Dacă are 4 blocks, oh, hai că n-are. Mort, haha. Nici măcar n-am avut nevoie de Golden Tooth, frate. L-am mirosit, deci pur și simplu l-am mirosit pe Golden Tooth. Îmi pare rău, Golden Tooth. Îmi chiar foarte pare rău. Nea, nu-mi pare rău. Am câștigat un Legendary Pack, ce contează? Ia să vedem ce conține. Tomele, vă rog, și boom. 4000 ADN. Frate, asta e cea mai mare prostie. Killer Instinct. Ok, boostere, fine. Pune-și tu un booster mai util, gen, habar nu am, 150 health boost sau 250% health boost. Pune-și tu ceva mai util, 6 puncte, 8 puncte de blocks, ceva mai... Nu pune minus 4 puncte de reserve în puii mei. Și un micropasau, drăguț, asta îmi place. Ok, 650 de loyalty points. Binevenite și ultimul eveniment. Hop-pam! Ia zi, am ceva care poate să elimine pe tot într-o lovitură? Da, chiar am ceva care poate să elimine pe tot într-o lovitură. Cu excepția lui Terizinozaur. Trebuie să punem și un booster, fiindcă altfel nu ne lasă să intrăm. 2 puncte de bloc sunt binevenite. Frate, Terizinozaurul e bun în mici, e bun ca micil, dar e prost în atac. E foarte prost în atac. Ia să vedem. Rajasaurul din nou e mort, habar n-am de ce l-au mai pus săracul. L-a pus acolo ca să ocupe și el un loc, să pară și el important. Ok, Ducky o să dea Dinoswap în orice moment. În orice moment o să dea Dinoswap. Dep. Ia să mă atacă. Ai curat să mă ataci, dude? Bă, aparent are curat să mă atace. Insubordonare, ești mort, Oh, stai, nu am 3. În fine, eu tot îl atac, nu mă interesează. Cu cât mai mult de cu atât mai bine am 600.
Bun, 777. Interesant. Nici diavolul. Oare tot diavolul e rudit cu diavolul numărul ăsta 777? Omoară-l! Termină-l! Uite-l, îți bate joc de mine. De data asta nu mai scap, tovarășe. Acum chiar ești mort. Sau să nu fiu eu mort, stai puțin. Stai, wait. Upsii! Ups! Am uitat să calculez 488 cu 488 cu 488 plus 50%. Ups! Greșeală greșeluță. Ia gata, s-a enervat, îl băgăm pe Indominus. Îl adă un booster inutil în coa. Uite asta. S-a enervat, vine Indominus. Ha-ha, v-am spus cu mine, fraierilor, de data asta vă rup mufa. Hai, Indominus, fă-i praf. Oricum nu o să-l mai foseze decât peste două zile și cine știe ce eveniment o să se mai lanseze până atunci. Deocamdată ne folosim de Indominus, să ne bucurăm de ele, uitați-vă. Frumoasa noastră Indominus sau frumosul nostru Indominus. Frate, până la urmă, ce e Indominus? Nu ne-am decis ce să fie Indominus, mascul sau femelă? Zic să fie Indominus. Nici una nici alta, el e Indominus. Are ADN de broască, deci poate să schimbe genul. Poate să devină femelă și mascul când vrea el, nu? Așa funcționa în primul film Jurassic Park. Avea ADN de broască africană. Aha, fraiere, mai ești dur acum. Cine e dur acum, fraiere? Te-ai pus cu cine nu trebuia. Te-ai pus cu T-Rex. Ah, mă mănânc cu ochiul. Mă mănânc cu ochișorul, o să încerc să-l mănânc și eu pe el. Bun, ia să vedem ce conțin aceste 4 Asian Pack. Ia să vedem un Dojangosaur și încă și ceilalți doi comuni, nu? Primul. Da, am început-o bine cu un comun. Oh, un Gualong. De care nu avem nevoie, yay. Ok, următorul pack. Dojangosaur, ia să vedem. Oh, nu, e Alanqua, wow, ce surpriză. Doamna Alanqua sau domnul, da, Alanqua, Lisa. Ia să vedem următorul. Încă un comun, încă un Alanqua. Ăla e oameni buni și ultimul. Ultimul e Dojangosaur, hai să vedem. Își face și la apariție acum. Frate, am văzut alții care au câștigat legendari, frate. Au câștigat 2-3 legendari chiar. Sau super rar, sau rar. Un Velociraptor. Asta îmi place, yay, Velociraptor. Măcar am luat și un super rar, frate. Am luat 3 comuni și un super rar. Sunt fericit. Vă pup pe portofel. Și niște VIP și niște loyalty points. De ce 65? Ia zi-mi câți Velociraptori am, apropo. Fiindcă aș vrea să fac înapoi Velociraptor de nivel 40 totuși. 1, 2, 3, cu ăla 4. Nea, nu mi-ajunge. Nu mi-ajunge să fac de nivel 40. Deși iasă din câți Velociraptori mi-am. Nu mi-am decât unul. O să-l pun la hash pe ăsta. Perfect. Aici ce naiba am? Oh, Ostrofricasaur? Oh, da, am pus evoluția Ostrofricasaur, am dat drumul la episod mai devreme și am realizat că nici măcar nu pornisem recorderul, adică era, nici măcar nu era, cum să-i scot, nici măcar nu dădusem click pe să-l pornesc. Adică, ați înțeles voi ideea, nu? Oh my god, sunt oribile explicații, sunt super mega oribile explicații. Dar, cam aici expiră și timpul nostru, oameni buni, asta e unde să intrăm noi. La Indominus aici, fiindcă e frumos la Indominus în cușcăte cât de frumos e. Ar fi trebuit să fie niște schelete de animale moarte și ceva pe aici ca să arate cât de înspăimântător el. Hai să ne ascundem. Hai să, vreau să mă ascund undeva să. Op. Ce naiba? What the? Sunt cumva afară din cușcă sau... Stai, ce? Unde naiba sunt? Stai, ce? Oh, sunt după bordura asta, vedeți? Mai e o bordură mică aici. Oh, uite, așa ca un fel de bordu... Deci, e zidul în spate și în fața zidului mai e o bordură pe care pot să mă ascund. Ok, o să mă bag aici, o să mă ascund Indominus. Oh, uite aici, după piatra asta. Ok, putem să-l vedem, dar el nu ne vede pe noi. Ok, Indominus, nu ne vezi, stai acolo, pitit. Cam acesta e și acest episod, oameni buni. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi o să ne vedem ca de obicei data viitoare. Pa, pa!